Bună la toată lumea, frumoșii mei, dragii mei, sufletele mele minunate, să aveți parte de o zi sfântă și minunată și binecuvântată, la fel ca inimile voastre. Astăzi este o zi mare de sărbătoare, este acoperământul Maicii Domnului. Puteți să vă uitați la acest video, toți cei care vă uitați, că sunteți de pe YouTube-ul meu, că sunteți de pe TikTok și vă puneți dorințe, da? Pentru că eu voi da drumul la minunata purificare cu puterea Sfintei Fecioară Maria și cu puterea Îngerilor Luminii, să aveți parte de noroc, de fericire, de pace, să vă purificați voi și familiile voastre și copiii voștri și neamul vostru până la noua generație, da? Și bineînțeles, dragii mei, vă las să vă puteți să vă scrieți dorințele pe o hârtie și după ce veți asculta acest video de cel puțin 3 ori, dați foc la hârtie și suflați dorințele vânt. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Sfânta Fecioară Maria, mama tuturor mamelor din întreaga lume, să vină cu acoperământul ei și cu vezmântul ei și cu maiantia ei minunată asupra voastră și să vă ajute pe toți și să vă îndeplinească toate dorințele. Doamne ajută! Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Astăzi, poporul cel binecredincios, luminat prăznuind, umbrit fiind prin venirea Ta, Maica lui Dumnezeu, și căutând către preacinstită icoana Ta, cu umilință grăim. Acoperă-ne pe noi cu cinstitul Tău acoperământ și ne scapă de tot răul, rugând pe Fiul Tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre. Împărătese cele alese mai înainte de veci, împărătese cele mai înalte decât toată făptura cerului și a pământului, care a venit oarecând la rugăciune în biserica cea din Vlaherne și se ruga pentru cei din întuneric. Acesteia și noi, cu credință și cu umilință, îi serbăm acoperământul ei cel luminos. Iar Tu, ca ceea ce ai o putere nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm Ție. Bucură-te, bucuria noastră! Acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău acoperământ. Mulțimea arhanghelilor și a îngerilor, cu înainte mergătorul, cu teologul și cu soborul tuturor sfinților, împreună cu tine, împărăteasa lor, stând în biserica din Vlaherne și ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea, cu bucurie cântăție. Bucură-te, bunăvoința Tatălui, celui mai înainte de veci! Bucură-te, încăpere prea curată a lui Dumnezeu,
a Fiului cel fără de ani. Bucură-te, locuință umbrită de puterea Duhului Sfânt. Bucură-te, mirare neîncetată a cetelor îngerești. Bucură-te, spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului. Bucură-te, ceea ce ești întâmpinată în văzduh de heruvimii cei cu ochi mulți. Bucură-te, cea ale cărei laude le cântă serafimii cei cu câte 6 aripi. Bucură-te, prea bunule acoperământ, căruia cu credință ne închinăm și noi neamul creștinesc. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperământ. Sfântul Andrei, cu Epifanie, văzându-te în biserică, în văzduh, rugându-te lui Dumnezeu pentru creștini, au cunoscut că ești Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, și căzând la pământ, cu credință s-au închinat Sfântului tău acoperământ, cântând Aleluia. Înțelegere neînțeleasă, ești născătoare de Dumnezeu Fecioară, într-o apărare a poporului ortodox. Pentru aceasta vrăjmașii noștri nu pricep cât de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu. Însă noi, bine știind a tot puternica ta apărare, cu umilință cântăm ție. Bucură-te, prea milostivă, mângâierea tuturor celor scârbiți și împovărați. Bucură-te, povățuitoarea neadormită a tuturor celor orbiți și rătăciți. Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale de grabă potolești mânia lui Dumnezeu, cea cu dreptate pornită asupra noastră. Bucură-te, ceea ce cu atotputernică amenințarea ta potolești patimile noastre cele rele. Bucură-te, puternică deșteptare a conștiințelor adormite. Bucură-te, cea prin care iadul suspină și duhurile răutății tremură. Bucură-te, cea prin care se deschid nouă credincioșilor porțile raiului. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău acoperământ.